sono tare bine, eu sunt Georgiana. Bună, Georgiana. Și eu sunt cea care va face reportajul. Bine. Mă uit acolo, că știu că mă vedeți, dar eu vă văd în partea stângă și de asta o să mă uit în partea stângă. Nici problemă. O să o luăm cu începutul și ca să nu vă rătesc foarte mult timp, bine, o să vă întreb în primul rând puțin de începuturile dumneavoastră. Am înțeles că sunteți gălățean, nu? Da, am făcut școala în Galați, generală, liceu, apoi am ajuns la Universitatea din București pentru secția de matematică informatică. Și după o vreme am început un doctorat la Rutgers University în New Jersey. Asta se întâmpla în 98. Absolut. Deci, după ce am făcut facultatea de matematică informatică la București, am plecat mai târziu, în 1998, la Rutgers University în New Jersey, unde am făcut un program de doctorat în cercetări operaționale cu focus pe probleme de prognoză în modelare matematică. Am terminat la începutul anului 2004 și am lucrat apoi în industria financiară pentru servicii financiare mai întâi și apoi în industria financiară. Acum 3 ani de zile am avut șansa și am cumpărat câteva cărți de origami și niște hârtie și am găsit una dintre ele a fost interesantă, era vorba despre utilizarea tehnicilor origami pentru construcția de poliedre geometrice, de exemplu octaedru și icosaedru și alte lucruri. Și apoi am fost puțin nemulțumit de faptul că origami este mă restricționează să nu folosesc lipituri și tăieturi, da? Și mi-am propus să privesc lucrurile din perspectiva unui copil, dacă vreau să mă joc, de ce îmi impui restricții. Și atunci am ajuns la utilizarea hârtiei cu aceste două noi operații și ajung să folosesc astfel de elemente și apoi să construiesc elemente tridimensionale, da? Deci ăsta a fost primul pas. Și după ce am ajuns să construiesc elementele tridimensionale, lucrurile au început să aibă mult mai mult sens decât înainte. Am reușit să creez o platformă pentru, dacă vreți, cu conotație matematică. Deci există un limbaj, se pot scrie niște formule care definesc aceste noi entități. Și pe drum am înțeles că există un potențial important pentru educația spațială, o componentă importantă pentru multe meserii, mai ales din cele care sunt în momentul de față foarte active. Sigur, societatea se schimbă, da? Foștii mecanici și constructori devin acum ingineri de software, devin analiști de date, devin manageri și probabil că noua platformă va oferi niște modalități de achiziție a cunoștințelor care înainte nu erau ușor de accesat. Cred că ăsta e într-un, cum să zic, într-un nutshell, într-o, pe scurt, povestea construcțiilor. Sigur, deci primii pași au fost foarte mici. Am încercat să arăt această platformă la diferite comunități, la comunitatea inventatorilor de puzzle, la comunitatea de profesorilor de matematică care se ocupă de copiii talentați. Și în final am ajuns la concluzia că trebuie să-l facem, platforma asta trebuie să fie disponibilă copiilor și reacțiile copiilor au fost
deosebit de pozitive chiar de la început. Asta a dat vigoare și coerență întregului sistem. Mulți dintre educatori recunosc că a fi performant în geometrie înseamnă, în primul rând, să ai intuiție spațială. În același timp, ei spun că nu prea știm cum să educăm pentru intuiția spațială. Deci lucrurile se clarifică dacă găsim un sistem în care să putem educa din punct de vedere spațial, din punct de vedere al intuiției spațiale, din punct de vedere al creativității, atunci copiii vor avea, în primul rând, învață mult mai ușor, pentru că ei cred că e vorba de joacă, cum ați zis de la început, dar faptul că lucrează într-un proiect care are semnificația lui, care are finalul lui și drumul până acolo, faptul că ei colaborează și se ajută între ei și e o microsferă socială foarte pozitivă, îi ajută să înțeleagă și să capteze niște cunoștințe care îi vor ajuta mai târziu. Există studii care spun că educația spațială la vârste mici este binevenită și ajută pe copii să devină performanți când ajung mai departe la facultate sau chiar când își exercită profesiile ulterior. Deci eu o văd ca o platformă care poate deschide poarta creativității și a unor cunoștințe de factură deosebită, chiar de la vârste foarte mici, știu eu, de la 9 ani, poate. Avem niște studii, lucrăm foarte bine cu un grup de educatori de la școala medie din Herăstrău, în București. Avem un studiu în care am făcut un test, copiii care au fost expuși acestui sistem și copiii care au făcut altceva pentru clasa opțională. Am observat o creștere a indexului, a scorului de inteligență spațială cu 17% după 2 luni de practică. Rezultatele au fost raportate într-o lucrare științifică și s-au prezentat la conferința pentru CGM9, Creativity and Giftedness in Mathematics, care a fost la Sinaia anul ăsta. Toți copiii visează să devină ceva, da? Și în momentul în care visezi să devii arhitect, visezi să devii inginer constructor, visezi să devii o inginer în robotică sau în kinetică, atunci toate aceste cunoștințe care sunt acumulate și cunoștințele sunt acumulate nu în mod forțat, nu în mod impus, ci copiii intră de bunăvoie în discuția asta. Deci dacă vrei să te duci și visezi să ajungi pe acele meserii, cred că e foarte important să ai inteligența spațială dezvoltată. De acord, sunt multe întrebări. Deci e un patent depus la oficiul de patente din Washington pentru a fi patentat în Statele Unite, dar și pentru Europa și Japonia. Deci e o aplicație internațională făcută pentru asta. Aș zice că sistemul împachetează nu numai geometrie, ci și algoritm și informatică și structuri de date și teoria grafurilor combinatorii. Deci sunt mai multe domenii adiacente care se întâlnesc în zona asta și ce reușim să învățăm pe copii este... Sunt concepte de un nivel relativ înalt în matematică care pot fi înțelese în mod intuitiv foarte simplu. Da? Dacă îi spun unui copil că ăsta este un izomorfism geometric, e probabil puțin cam mult. Dacă îi spun, uite, dacă te joci cu ăsta două obiecte și construiești obiectul ăsta, ai să înțelegi ceva despre domeniul ăsta și ai să-ți dai seama peste 5-6 ani despre ce a fost vorba.